au vandalizat mașina unui polițist din răzbunare. Trei tineri din Nădlac au mers noaptea ca hoții la casa omului legii și au turnat vopsea verde peste autoturismul parcat în curte. Băieții de 18 ani au distrus mașina pentru că omul legii l-a amendat pe unul dintre ei și a suspendat carnetul de conducere. Prin fapta lor, cei trei tineri au cauzat un prejudiciu de aproximativ 7.000 de lei. În baza probatorului administrat a fost dispusă măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile. Tinerii vor trebui să dea socoteală la parchetul de pe lângă judecătoria Arad pentru comiterea infracțiunii de ultraj.